autoturismul morții se aflau 5 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani. Sâmbătă seară au mers la o discotecă dintr-o altă localitate să sărbătorească întoarcerea din Anglia lui Narcis, șoferul mașinii. În jurul orei 2:30, acesta din urmă s-a urcat la volan și au plecat spre casă. La un moment dat, cel mai probabil din cauza vitezei, mașina lor a intrat într-un tir, impactul ducând practic la ruperea în două a autoturismului. Niciunul dintre ei nu a avut vreo șansă la supraviețuire, medicii care au ajuns la locul accidentului declarând decesul tinerilor. Șoferul vinovat de nenorocire, Narcis Bogdănescu, în vârstă de 21 de ani, se întorsese din Anglia în urmă cu două zile. Potrivit prietenilor, Narcis încerca să obțină categoria D a permisului care îi permitea să conducă autobuze sau autocare. Narcis locuia împreună cu familia lui în comuna Râșca din județul Suceava. Șoferul de tir este teafăr, însă nu va uita ușor această experiență tragică.